Señor. Hola, buenas. Ce stai și aici? Ia zi tău. Ce că vrei și băiatul ăsta, o să treacă, o să sus. Ok. Păi nu cred că trece, las că stă acolo. De ori ești aproape de ieșire, oricum ești bine. Ești aproape de? Ieșire. Mă arunc direct din mers. Ceea ce e foarte mișto aici este că, deși este data de 25 decembrie, adică este Crăciunul, sunt foarte multe locații care, băi, oamenilor sunt deschise și poți să vii și să consumi și să ai și atmosfera asta faină. Au chiar chestii bune pe aici la vitrină. Foarte fain. Atmosfera e totală și o să ne petrecem ceva timp, mai ales că eu tocmai ce am văzut afară, ceva care este pe placul meu. Haideți să vă arăt un pic. Așa ceva mi-aș fi dorit să-mi aducă moșul sau să-mi aducă la un moment dat în viața asta. Atenție, 2, 3 și... Ia uite acolo. Doamne, cum arată acest muscle car. Și de aia e veche. Se vede că are pe capotă un pic vopseaua scorojită. Dar, Doamne, Dumnezeule, cum are și tobele acolo, ce minunăție! Cum e? Vă place? Vă place? Salutare, oameni buni și frumoși, și Crăciun fericit! Facem această intervenție în direct, dar ea va fi postată în reluare, în ziua de Crăciun. Drept urmare, vă dorim multă iubire, armonie, să fie cu sănătate și cu stare de bine în tot ceea ce faceți și mai ales în familiile voastre, să fie totul bine, să fie sănătate, în primul rând. Noi ne-am început ziua, suntem aici lejer la o cafea, am avut o noapte un pic extinsă, ne-am și petrecut un pic, ați văzut, sunt artificii aici la ora 12 noaptea, acolo este Iasmin, Teodor și noi suntem în minunata aventură, un an cu un gheozdan. Ca idee, dacă vă place ceea ce vedeți aici, nu uitați să apăsați butonul acela roșu pe care scrie subscribe și activați și clopoțelul la toate notificările. Este gratuit să faceți asta și astfel susțineți canalul Un Om cu un Ghiozdan să continue această activitate pe care noi o facem oricum cu drag și nu scăpați de noi, dar ne-ar ajuta și pe noi un pic. Așa că vă mulțumim tare mult dacă ați făcut asta. Deci subscribe și un like ne ajută la algoritm tare, tare mult. Mamă, deci uitați-vă la ea cum arată aici la nivelul solului. Tobe, ia uite-te ce tobe are, măi, bine, ce frumoasă. Ia uite și interiorul cum are de virgină și volanina din lemn. Zii și tu, cauciucuri astea mari. O mică bestie. Vino să vezi pe partea asta, să vezi ce volan are. Nici n-are oglinzi, vezi? Nu trebuie oglinzi, nu vine nimeni din spate. Vezi ce volan are? Și tobele. Foarte mișto mașința. Excelentă. Mi-ar plăcea o din asta. Atât de tare te impresionat pe tine, până la căscare. A găsit Iasmin aici o cofetărie. Nu, Teo. Teo. Ce nebunii pe aici, arată-te și tu. Ce bine de fac eu acasă. Da. Cum? 250 de lei? Deci asta e de aici, în Panama. Și e $20, 250 de grame. Adică pe kilogram ar veni 200 de dolari. 200 de dolari. Nu, va fa bine, nu? A few moments later. 450. Ah, nu. Nu pot eu să te contrazic. 42. Deci 80 de dolari. Teodor. 80. O scuze, am calculat greșit. Deci repetăm. Asta per kilogram e 80 de dolari, adică 300 de lei, 350 de lei. Da, dar e ceva și mai chiar. Chiar 400 de fapt. E ceva cu asta, îți dai seama. Da, e făcut aici, în Pocket, în Panama. Mai bine ți-e de la market. Vă să zic că aici zona Pocket este una din zonele cunoscute pentru partea de cafea. E cumva, am cum era Salento în Columbia. Și de aceea găsim multe preparate din cafea, însă prețurile sunt cam panameze, adică sunt cam ridicate pentru ceea ce noi eram obișnuiți în Columbia. Așa că dacă vreți să luați produse din cafea și cacao la niște prețuri bune, clar Columbia rămâne alternativa principală.
Aici în Panama puteți să degustați sau dacă aveți o oprire doar aici, clar, nu puteți lua cantități. Vă să zic că recomandarea ta în privința cafelei este la fel ca și a mea, de unde să-și ia? Din Columbia, dar sincer nu știu, pentru că nu pot să zic că am gustat cafea din Panama, să spun cu adevărat că e bună. Adică astăzi am cam greșit-o, că am luat așa o decizie nesăbuită, că eram cam obosit și am luat niște băuturi cu zahăr. Adică trebuie să iei ceva ori cu lapte, ori cafea simplă ca să-ți dai seama cât de bună e, știi? Da. Și de mirosit, miros bine unele din astea, dar dar totuși prețurile comparative cu Columbia. Sunt de cel puțin 5 ori mai mari. Prețurile comparative aici cu Columbia? Da, așa, de 5 ori mai mari, am înțeles. Și cafeaua din Columbia era foarte ieftină și foarte bună, adică... Scuză-mă că am ieșit înaintea ta. Am vrut să mă asigur că nu este vreun câine maidanez. Cafe Quindío e bun, nu-i bun. Deci am vrut să mă asigur, Iasmin, că nu era vreun câine maidanez gata să te atace. Bine. Continuăm plimbărica pe stradă. Ia să vedem, Iasmina a văzut de pe vis-a-vis. Uite, îi se vinde căsuța asta. A fost, uite. Ia uite ce frumos e. Păi sună Teo, ia, întreabă aici, de curiozitate. Și am găsit această întrepriză, dar văd că nu are legătura. Mi-a spus că e de mâncare așa de bine. Vă să zic că nu era nimeni aici să ne răspundă și noi la întrebare. Dar mai întrebăm, suntem chiar curioși, cât costă o proprietate aici? Aici e chiar în mijlocul orașului, să cer. E destul de scump, mai ales în privire că vin mulți americani și se mută. Da, sunt mulți americani în zonă și asta crește, restaurantul. Crește foarte mult prețurile. Iasmina că este între timp și restaurantul. Mamă, și vis-a-vis de tot la Casa del Cafe. Da, și mergem după aceea și acolo. Hai că arată, deci o zi de Crăciun mai mult decât reușite până acum. Doamne ajută, poate să ne facă Teo o filmare când ne dă mânele. Da, da, în balansoare. Partea drăguță este că e un local din ăsta super autentic, unde poți să comanzi mâncare aici la împinge tava, cum s-ar spune. Și uite cum mâncăm noi bufet așa de Crăciun, cu legume, cu orez, cu arepas, cu pui. Nu prea îmi place nimic. Și mie nu prea îmi place nimic. Cine este pretențioasă acasă-i? Este bine. Nu? Bine, atunci le tragem vorbele, dar... Da? Yes. Mamă, ce mâncărică aici. Mai așa, mâncărică din asta clasică, dar ceva, cum se cere aici, cu din asta decor pe masă așa artificial. Iasmin pe aici care dă doture, ai cizmele aici decor. Ce poți să zici, nu-ți place? E bun? Foarte bun. Ia uite ce. Ai gustat? Acum, gustul stai să gust și eu. Ce-mi place mie foarte mult pe stăluțele din bochete? A few moments later. Este faptul că... Stai mai bine, nu. Ai de cap, nu. Să mă... Ai de cap... Ai de cap... Fai de cap... Tot vezi că ai și printre dinți. Ce-mi place mie aici? Ce-mi place mie aici pe stăluțele din bochete este faptul că e multă liniște acum de Crăciun și totuși găsești anumite întreprinzi care să mai fie deschise. Mai puțin pe strada aceasta, într-adevăr, dar mergem după ghidul nostru Teodor, care pare că are o direcție, dar nu. Uite, de exemplu, poți să te tunzi acolo vis-a-vis, dar și nu e deschis. Nu, cum e deschis? Am văzut că ai ieșit un băiat mai devreme. E, nu, e deschis acolo, dincolo, la cealaltă barberie. Am înțeles, ok. Si, si, claro, claro. A la 7, si. Si. Tocmai ce am experimentat o senzație uitată de mult și anume să auzi tonul. Nu știu că sunt de aici. Se aude tonul? Deci aici, la acest telefon, poți să auzi tonul. De mult n-am mai auzit tonul. Voi? Și mai stai și pe bancă în timp ce vorbești la telefon. Pe ce? A. Pe bancă. Și în timp ce vorbești la telefon, ia-te-o. Vezi că e pentru tine. Stai aici, da. Si, ragazzo, come stai? Tutto bene? Tu hai in italiano, c'è tutto. Sì, tutto bien, tutto bien, sì. Acum vorresti in spagnolo. Gracias. Però aquí a Boquet se habla español, no italiano. Sì, sì, sì. Ce cadru. Sì, sì. Sì, ne vediamo in Romania. Ne vediamo. Ci ne vediamo, ci ne vediamo. Gracias. Doamne. Hasta luego. Mira, Iasmin, mira. Mi-aș fi plăcut dacă mai era încă un cățeluș aici și să mă giugiulesc cu el. Da, cum te-ai giugiulit aseară cu cățelușul.
Deci aici este pasajul îndrăgostiților. Se vede mult mai frumos seara, dar așa cum ziua am prins momentul în care plantele au fost udate. Și e foarte frumos. Deci aici noi suntem în centru, unde dacă ne uităm așa la o primă vedere, suntem numai noi și localnicii. Deci pe aici nu prea am văzut țipenie de vizitator. Te-ai văzut, Iasmin? Vizitatori? Turiști? Da. Nu. No. Te-ai văzut, Teodor, vizitatori? Nu prea. Nu am mai văzut, dar... Mă, să-mi iau un american de aici. Și da, deci cam asta e. Suntem noi și turiștii. Noi și localnicii. Hola. Gracias. Cum ți se pare la ăsta? Mișto. Foarte tare. Suntem exact în piațeta aici. Se întâmplă muzică pe fundal. Nu porți tu? Teodor și-a luat o șapcă. Ce v-am inventat? Poți să porți eu acum? Vezi că are oricum eticheta. Ce cool arăt. Ce cool arăt. Vreau să port și eu, dar eticheta. Da, arăt foarte bine, cool. Da, foarte cool. Chiar bine de tâmpare. Mergem și cu ținuta. Da. Dar că e cam mare cozorog, nu? A, Esteban, uite că era Esteban. Da, frate, dar asta chiar stă bine și vreau să facem neva oprire fără să avem o cafeluță la bord. Am vrut să bem și o cafea fără zahăr și chestii, să vedem cu adevărat gustul cafelei din Panama, din bochete. Așa este. Și Teo, între timp, e foarte încântat de numai al lui șapcă. Nu e a mea. E surpriză. E a cuiva. Surpriză. Nu știm pentru cine, nu putem să spunem. Deci o să mai mânc să postez acest vlog până când ajungem în țară? Nu, îl postez și ai, o să vedem la cine ajunge. Toată lumea se gândească, is it me, is it me? Da. Dai seama că n-aș putea să iau cadou pentru toată lumea. E imposibil. Nu vă supărați, prietenii lui Teo, mulți aia care vă uitați la noi. Nu poate băiatul, are un ghiozdan și-a luat toate hainele de acasă. I-am zis să nu și le ia acasă, vai pe loc pentru cadou. Dar el nu, că dacă am loc, mi iau pe toate și acum nu are loc. Ei, asta înseamnă să faci, cum se numește asta, Uber Pool sau cum se numește? Transport în comun. Transport în comun, noi practic suntem aici și toți trei. Că e transport în comun, că plătești exact. Practic pe persoană, nu plătești pe mașină. Exact, și avem și un băiat, avem șoferul și când băiem pe cineva care nu știm unde e și nici măcar nu mergem în direcția potrivită, adică totul e complet. Prea antică, suntem prea grei. Ne-am dat seama că suntem prea grei și mașina nu ține. Dar el a vrut să ne securizeze, practic, că noi mergem în direcția greșită, adică noi puteam să așteptăm să mergem și noi, ca casele noastre, ca oameni. Era ăsta pe domnul ăsta aici. Aha, și de aici mai ia alții. Aoleu, cât se urcă. Mai ia pe cineva, ia. Teodor, vezi că se urcă peste tine. Ai, de că mă voi în spate. Deci vezi că venea domnul peste tine. Deci vrem, practic. Mamă, ce s-a întâmplat? Hola, hola. Hola. Feliz Navidad. Ce ok. Acum, deci domnul sper practic o să mergă, merge până în capătul stațiunii și după ce merge în capătul stațiunii, lasă pe domnul ăsta, mai ia pe cineva și pe aia ne toace ne pune pe partea altă. Pe și pe omul sau unde îl duce? Nu știu unde îl duce. Vedem acum. Am labrador acolo. Fiecare cu ce-l doare. Da. Nu, că nu-i treaba. Măi, bine, vino aici! Ai pus? E sigur că sub asta suntem ok? Da, da. Ne-am pus aici la umbra... Ne-am pus aici la umbra foișorului pentru că în zare mare furtună ce vine, o furtună, mamă, cu turăznete din alea magnifice, mai devreme a dat un fulger în culo ceva. Alex, vino încoace, da, că mi-e frică de fulgere, și te rog frumos. Și ne-am ascuns aici, deci, dragi prieteni... Mamă, și cum tună, frate, e înspăimântător. Dar foarte frumos în același și, timp. Da, dar posterele nu trebuie să se adăpostească, pe ele nu le poate fulgera? Nu, că-s mici. Dragi prieteni, cam așa a arătat ziua noastră de Crăciun. Chiar o zi super frumoasă și ne-am bucurat de absolut tot ceea ce a avut să ne ofere acest loc minunat. Și chiar simțim așa, că suntem recunoscători pentru tot ceea ce ne-a dat Bunul Dumnezeu și că am ajuns, uite, și până aici. Și da, chiar ne simțim fericiți, ne petrecem pe aici sărbătorile. Ne-am luat și noi de arăgurii, mai avem un pic de prăjiturele. Avem ce pune pe masă. Facem clătituțe. Cu gem de ananas și mango. Exact, ne uităm și la un film ăsta Crăciune și cam asta e. Dacă v-a plăcut tot ceea ce ați văzut aici, nu uitați să lăsați un subscribe, este gratuit să faceți asta și ne ajută tare mult. Un like, iarăși pentru a ajunge la și mai mulți oameni frumoși pe cum sunteți și voi.
Acestea fiind spuse, noi vă dorim din suflet sărbători fericite și să călătoriți. Călătoriți cât de mult puteți, pentru că e minunat. Noi vă îndemnăm să faceți asta și vă și arătăm provocările cu care noi ne confruntăm, tocmai pentru a vedea că nimic nu este de nedepășit. Totul se rezolvă. Bine, sărbători fericite! Pup!